Ana Maria Prodan, cuvinte dure la adresa încă soțului ei Din momentul în care s-a anunțat divorțul, Ana Maria Prodan a izbucnit, iar cu orice ocazie impresara face declarații tranșante la adresa lui Laurențiu Reghecamp. Vedeta nu-l iartă pe antrenor pentru tot ce s-a întâmplat, iar acum l-a dat și în judecată fiind acuzat de furt din propria locuință și de pe cardurile bancare ale familiei. În această lună ar fi trebuit să aibă loc primul termen de divorț, însă avocația Ana Mariei Prodan s-a îmbolnăvit, iar din acest motiv termenul a fost amânat la o dată ulterioară. Impresara susține că nu îi va da divorțul încă soțului ei doar în momentul în care el îi va da înapoi tot ce i-a furat, însă aceasta a mai precizat în podcast că nu a luat nimic de la impresară și că toate bunurile pe care el i le-a oferit erau din banii lui. Laurențiu Reghecamp a amintit în podcastul Acasă la Măruță despre momentul în care Ana Maria Prodan i-a dat un pun în față lui Dan Alexa, iar camerele de filmat au surprins întreaga scenă. Cu regret, antrenorul spune că ar fi trebuit de atunci să se separare de impresară și împreună să meargă pe un alt drum. La auzul acestor vorbe, Ana Maria Prodan nu a stat și a reacționat dur și de această dată susținând pe pagina sa de Instagram că mai bine i-ar fi dat lui Laurențiu Reghecam facel pun pentru a putea să nu se mai facă de râs, așa cum a afirmat chiar ea în postare. Impresara mărturisește că acesta a ajuns să fie arătat cu degetul peste tot, iar din acest motiv a fost și dat afară și colaboratorii i-au plecat. Marș mă limbă de aur sau gâscă de aur, Pumnul la trebuia să ți-l dau ție că poate uitau de prostituate și nu te mai făceai de râs la nivel internațional. Oare de ce te-au dat afară de peste tot și ți-au plecat colaboratorii cei mai buni? De poamă ce ești? O să revenim cu amănunte din Dubai, de ce a fost dat afară reghe de la Aluafda și Aluasi, cine venea în contoramentele echipelor, de ce s-au supărat colaboratorii și l-au lăsat singur pe limbă de aur. Pizurcă, dinu, meme, becali știu ei ce știu, a spus Ana Maria Prodan pe Instagram.